Început de săptămână și pentru rațiunea zilei pe drum cu prioritate. Cătălin este în studio. Salut, Cătălin. Văd că ai multă energie, bați așa. Da, s-a întâmplat să avem o bunică proaspătă în redacție. S-au adus prăjituri, s-au adus bomboane. O bunică în redacție? Da, avem o bunică în redacție proaspătă. Aha, eu am mâncat bomboane, dar n-am știut dacă e de la bunica sau de la... De la bunica. Da, sunt binevenite, știți, când se întâmplă astea la muncă, mai ales de luni, parcă se mai îndulcește viața. Gata, știu și ce bunică, da. Păi dacă ne uităm la ce se întâmplă, uite, a apărut Satana pe zidul lui Gigi Becali. Eu te rog să nu încep cu glumele despre FCSB, că avem glume mai multe și mai bune cu Dinamo, deci... Dar nu este nicio glumă, e pur și simplu adevărul, da. Nu știu care dintre cele două cluburi este într-o situație mai de râs. Cum să dai afară un antrenor care a avut 7 victorii pentru că... Păi uite, se pare că fanii nu prea sunt de acord din moment ce au vandalizat zidul Palatului. Dar, mă rog, asta e subiectul unei alte discuții. Știi că eu trec zilnic pe acolo, acolo e drumul meu spre muncă. Așa. Și o să mă uit acum, uite, special, să văd în cât timp se acoperă lucrarea de artă. Se acoperă sau se pune cu litere haurite. Cum e și asta o variantă, știi? Da, cum ar fi? Începe rațiunea zilei cu chestii verzi. Verzi. Care ar fi trebuit să fie verzi, dar o să vedeți voi despre ce e vorba. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Astăzi ar fi trebuit să fie o discuție mai pe repede înainte în Comisia de Sănătate a Camerei Deputaților, dar și în alte comisii, cu gândul de a scoate un raport la legea certificatului verde. Știți că există o lege care a căzut în primă instanță, adică la Senat, ea a picat acolo, nu având numărul de voturi necesare, dar Camera Deputaților e cameră decizională. Și acum, de când cu alianța asta dintre PNL și PSD, se căuta un nou drum acestui certificat verde. Deocamdată nu s-a găsit, pentru că cele două partide nu se pun de comun acord asupra modului în care ar trebui să funcționeze. Altfel, ideea aceea propusă inițial, cum că fără certificat verde nu o să vii la muncă, ea nu mai există în varianta asta și în discuția asta și ar trebui să vă zic cum să gândesc ei să arate în momentul ăsta. Deci PSD a venit cu următoarea propunere și a zis așa, domnule, noi putem să-i obligăm pe oameni să se vaccineze deodată așa, îi luăm cu încetișorul și vreme de 2 luni se vor putea testa gratuit. Asta înseamnă 20 de teste de persoană. Uh-huh. Ăsta e calculul. Făcuse Nelu Tătaru la un dat un calcul și 600 de milioane de lei. Doar că aici au apărut diferențierile. PSD a zis, domnule, cine lucrează la stat are astea gratuite. Și, mă rog, cine ar lucra la privat, probabil că trebuie să le plătească companiile, așa s-au gândit ei, știi? Sau să și le plătească oamenii care chiar lucrează acolo. Inițial, domnul Cățu a zis, domnule, stai puțin, cum să îi împărțim pe ăștia în două, unii așa și alții așa, unii pe banii statului și alții pe banii lor. Și asta a fost ideea de la sfârșitul săptămânii trecute. Acum s-a mai schimbat ceva. Domnul Cățu a venit cu următoarea chestiune și a zis, stați un pic așa, de ce să primească persoanele care nu sunt vaccinate testare gratuită de tot? Adică, domnule, nu vrei să te vaccinezi, plătești testarea, spune domnul Cățu. O plătești 2 luni de zile, în alea 2 luni de zile te gândești și după aia, dacă tu nu te-ai gândit, vii vaccinat. Da, sau nevaccinat, dar plătești amenziile alea, că erau și niște amenzi prevăzute. Nu e clar nici dacă au rămas amenziile. Asta e vorba de astăzi a domnului Cățu. După ce domnul Cățu a zis asta, s-a curmat totul în comisii. Și se estimează așa că, domnule, să dureze o săptămână până când își recapătă drumul, până când se negociază, până când ajung la o concluzie. Acum, unii oameni de la PSD, zice publicația G4, de exemplu, îl suspectează pe Florin Cîțu că a introdus, de fapt, această idee a certificatului verde în marea negociere politică pe funcții, pe guvern, pe chestiuni de genul ăsta. Nu știm dacă e adevărat sau nu, dar există și o certitudine aici, că atâta vreme cât legea e bălmăjită pe aici sau nu există o soluționare clară, certificat verde nu există. Ratele de vaccinare sunt în scădere, evident, dar și boala e în scădere, evident.
Și acum și domnul Rafila și domnul Tătaru, care sunt principalii negociatori în chestiunea asta, au început să zică timid că s-ar putea să vină un val 5 și uite în ce situație suntem. Eu cred că se va termina pandemia până se vor hotărâi ei bagă certificat. Ce vor să facă apropo de certificatul ăsta. Mie să n-ai dreptate, dar în sensul în care chiar asta să fie intenția. Adică să nu existe intenția, hai, domnule, hai, ne mai jucăm cu el, mai vedem. Poate cine știe, noi scăpăm. Altfel, alte țări iau măsuri mai dure. Ați văzut că Austria de astăzi a început un fel de lockdown pentru persoanele nevaccinate și sunt așteptate măsuri și în alte state. Și nu mai zic că Germania atinge cifre mari de îmbolnăvire, chiar în ciuda ratei mari de vaccinare, și asta pune un semn de îndoială și asupra eficienței vaccinurilor dacă ele nu sunt repetate. Pe de altă parte, au austrieci ăștia niște idei pentru a împinge vaccinarea, pentru a te convinge să te vaccinezi. Nu pot să spun. Da, știu. Dacă o să căutați pe Google, o să vedeți. Scrieți acolo Austria vaccinare idee. Dar asta... Trebuie să mai introduc un cuvânt, nu știu. Cuvânt. Stabiliment, da, știu. Eu cred că ar funcționa de minune în România. Băi, nu, în România n-avem, că nu e. Dar nu avem, că noi suntem mai civilizați decât la noi nu există practica aceea, nu. Da. Mulțumesc, Cătălin, pentru toate informațiile, ne reauzi mâine. Indiferent de ora la care ne asculți, aceeași frecvență cu tine. Amazing! Europa.